Prefectura Suceava își va prelungi programul de lucru cu o oră. Asta se va întâmpla de luni până joi. Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a anunțat că noul program de lucru a intrat în vigoare cu 1 aprilie și este valabil până pe data de 25 aprilie 2013. Florin Sinescu a precizat că prefectura va avea programul de lucru de la 8 până la 17.30, iar vineri de la 8 la 14. După același program vor funcționa și serviciul în matriculări vehicole și eliberarea permiselor auto și serviciul evidența și eliberarea pașapoartelor simple. Conform hotărârii de guvern, zilele de 2 și 3 mai sunt zile libere și practic există posibilitatea ca aceste zile să fie recuperate în două zile de sâmbătă sau practic prelungirea programului cu câte o oră. Ministerul Afacerilor Interne a dispus la nivelul structurii noastre, vorbim de toate instituțiile prefectului, ca această recuperare să se realizeze pe parcursul a 16 zile, câte o oră în fiecare zi, astfel încât de luni până joi, deci până pe data de 25 aprilie, instituția prefectului va funcționa pe programul 8-17-30, iar ziua de vineri va fi până, cu programul între orele 8 și 14. Sigur, aceste lucruri le-am și comunicat comunicat tuturor serviciilor publice de concentrație și primăriilor cu recomandarea ca acest program să fie implementat și la nivelul acestor structuri, astfel încât să existe o corespondență unitară la nivelul județului Suceava și, practic, activitatea să se desfășoare normal până la orele 17.30.